Nu. Ei, doamne, da bune-i. Pile capăt. Dar ce sale, alte facturi. Trăznii, iar că nu se mai satură de ele. Da, factura ta pe sănătate. Cum vine asta? Păi ți-au venit analizele. Și ai colesterolul mai mult, tată. În sfârșit, după atâția ani am și eu ceva mare. Serios, nu-i de joacă cu colesterolul. Dă-i pace și hai și-mi bucă ceva cu tata. Ce slănină! Păi de asta e o treabă pentru ficat, mă, tată. Știi ce? Slănină mâncată în neamul nostru. Și tăți ori trăit 80 de ani, în medie. Bine, dar acum nu-i ce-a fost atunci, că s-au mai schimbat oamenii. Am observat și eu, suntem mai răi. Mă refer la alimentație. Știi ce? Noi cu slănina și cu brișca am câștigat războaie și am ținut integră această țară. Trebuie să luăm niște măsuri, mă, tată, că nu poți așa. Ai vrea să-mi iei măsuri, așa -i? La copărșâu. Nu. Dar să ai și tu un stil de viață mai sănătos un pic. Ce-i adoptat nu-i ca a tău. Să știi că eu fac acum un curs de coaching. Ce faci? Coaching pe nutriție. Ți-am dat bani să faci curs, să ești avocată, să ești doctoriță și tu faci coaching în nutriție? Mă, tată, e foarte în trend acum. Bine că fata lui Corci face masterat în management și tu coaching. Ne pace, mă, tată, că toată lumea face aia. Eu zic că ar trebui să renunți la pâine și să treci mai mult pe smart carbs și să mănânci mai multe cereale integrale. Asta o să te ajute foarte mult cu colesterolul. Dar ce are pita? Pita tâmpește. Du-te, mă! Da. Ar trebui să treci și tu pe crudități. Nu zici rău, dar am și o vârstă mediană, mor, că am lăsat încheieturile. Să te hidratezi, să bei apă. Corect. Cine îl dă straturile, tătezoa? Cine duce apă la porc? Cine duce apă la vacă și la cal? Păi și tu de ce nu bei? Da, și eu. Apă, zic. Nu te obrăznici. Uite-te în farfurie să ai tot timpul un aliment de o culoare diferită. Nu-i colorată asta. Uită-te la boiaua asta roșă. Zici că e albastru de voroneț. Ai slănină din aia subțire? Și așa cu un pic de cărniță pe ea? E de mangaliță. A, păi, dar de ce nu zice așa, mă, tată? Că l-ai porcul somon, nu are pic de colesterol. E fel. Și ai ceapă verde? De la noi din straturi. Și pită de casă. Pită de casă? Să-ți facă tata niște soldeței ca și când erai mică. Bine, hai, dar numai așa 2-3 de poftă. 2-3 de poftă. Și bem și o vișinată lângă. Păi de aia arde grăsimile. E bună, mă duc să aduc din pod. Că nu mai e? Am, dar am băut-o. Aduc de aia bună, de acum sunt 5 ani din pod. Că odată beau și mânc și eu cu fica mea care e șefa la nutriție. Doamne, iartă-mă. Bine, până vii tu, fac și eu niște guacamole. Îți place? Îmi plac guacamole, dar mai mult îmi place Veta Diri. Da, bine, tată, dar de mâine gata cu grăsimile, gata cu carbohidrații, bem apă, da, ne hidratăm. Cine mai are fată ca mine? Coach pe nutriție. Și moare cu orice de ciudă când află. Cu ce se face guacamole?